Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou vlog. Astăzi, împreună cu Bogdan, va trebui să nimerim cu mingea de la o distanță de cel puțin 10 metri, cred că vom calcula. Ok. Va trebui să nimerim în aceste baloane prinse pe panou din fața voastră. Ideea este în felul următor. Avem 9 baloane în fiecare balon, aproape în fiecare balon. Avem o sumă de bani, 150 de lei. Băga mea și piciorul. Stai mă, prostule, cum am să-i fac o schemă. În total am pus la bătaie 1500 de lei. Deci, Badan, poți să pleci dacă ți-au bani, poți da? Poți să pleci azi acasă cu niște bănuți. Păi, o să plec cu niște bănuți acasă, sincer să zic. Fii atent. Ia zi. Mergem la punctul de la care v-am dat, trebuie să traseam un pic, să delimităm acolo. Da. Și vedem exact unde dăm. Câte una de fiecare, nu? Una tu, una eu. Ai pus mingea jos, ai dat, ai nimerit, ți-ai dus, ți-ai luat banii. Dacă dai pe balon gol, vine rândul celuilalt. Ok. Nu e nimic, da? Sunt și baloane goale, sunt și baloane pline cu bani. Pline. Avem 1.050.000 de lei. Deci până sus numai bani așa. Era bine dacă dădeai într-un stare așa numai bani. Dar de unde buget pentru așa ceva? Și de acum, dinainte, ca să n-auzi, le-au așa de urechi, să n-auzi dacă ți-am luat banii ca să nu plângi, da? N-am plâns niciodată, nu știi când ești nebun. Aici avem, am pus pantalonii mei cu care m-am schimbat, am pus ca să avem delimitare, să știm exact de unde dăm de fiecare dată, că am aici un... Mă fură, da? Nu știu, după aia n-aș vrea să mă fure. El fură mereu, băieți, la orice challenge. Înainte să dau drumul la acest challenge, nu uitați de link-urile din descriere, am Instagram-ul și Facebook acolo, dați-mi un follow pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou, vă anunț acolo cu o zi înainte. Bogdan, vrei să dai tu primul? Normal. O mai zic nimic, oricum de pe primul, afară. Da? Da. Deci vezi, nici măcar nu mă închei, joc așa relaxat. Hai mă, nu te închei atât de acolo, că dai știu unde după fata aia care urcă pe pod încolo. Deci acum ce facem, frate, că am dat în el? Și ce, s-a spart balonul? Când se sparge băi, balonul cum faci, mă? Băi, când se sparge balonul, ai deci ați văzut, a început să mă furi deja. Deja m-a furat. Dau din nou sau? Nu, ai dat, gata. M-a furat. Deci ați văzut, da? Scrieți în comentarii că m-a furat. Dar de ce zici așa? M-ai furat. Pe afară. Mamă. Eu acum trebuia să am de acolo ceva. Băi, când se sparge balonul, atunci pui mâna pe bani, nu înainte, nu fi nebun. Eu am dat acum, ce facem? Nu, a dat el în balon, să zică cameramanul, să poate să zică no, și el. Nu, este o minciună. Ia, ai auzit? Și da, băi, cine e corect, e corect în viață. Am văzut că ne-a dat 1 milion așa la cameraman. Aia e. Ia du și vezi dacă ai luat ceva. N-am nimic, am dat în ăla gol. Ce bine îmi pare. Cum? Opa. Și fii atent că ăla trebuia să fie de prima dată a meu, dar... Tot mie mi l-a dat, doamne, doamne. Primii bani. Băgăm la buzunar aici, așa trebuia să iam de mult, doamne, de prima dată. Dar ai văzut dreptul, scoate pieptul? Da. Bun, 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 bun. Să vedem ce a câștigat și Dănuț. Deci, suta, să nu-l aud, da? Deci să nu te aud, Badane. E bani acolo, în ăla, în mijloc. Ăla de jos? Eu așa cred. Văd o umbră, ceva. Fii atent că acum dau când lipește-l balonul ăla acolo. Nu o dau acum. Gata, ți-a trecut. Pentru asta... Uai, Luci, ce i-a dat fraierul forță. Cred că dau și una așa, dar cred că știu unde mă duc. La mama naibă. După pod. Oh, mama mea! Nu, el e învățat la Real Madrid, la Barcelona și terenul lui pune probleme. El cu piciorul știi. Mamă, cum am dat în el și nu s-a spart, ești nebun? Hai, Badane! Ești pregătit? Presim bani. Cum am și spus, dar din păcate n-are fără nimic, bani. N-are nimic, din păcate. Nu exista niciun ban acolo. A dat după mine și mi-e rău. Ci, deci asta ce trebuia să fie acum? De să lucrezi și înapoi. Hai mă frate, nu mă pun mâna pe nimic, eu ofticam, n-am văzut așa ceva. Băi Mihai, a sărit bană din balon? Nu. Atunci... Cum? 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 Spar ce asta? Te-ai vreun bani din el? Da. Acum. Dar vezi că și asta mei. Și aia asta mei. Cum îți ai tăiat dacă l-ai spart cu mâna? Deci stai să explic la oameni. Deci ai văzut să spart eu 100 și aici ai spart tu cu mâna, de nu? Pui balonul. Nu, eu îl țin. Nu, fii atent. Nu, fii atent. Te dăm la cameraman. Dăm cu aici, fii atent.
Dăm bani. Deci balonul. Ăștia sa mei că am spart balonul, da? Gata, ți-ai luat suta, da? Discuții. Suta asta care a sărit din balonul care l-a spart eu cu mâna. Așa. O punem la bătaie într-un alt balon. Cameramanul alege. Stânga. Cel din stânga. Cel din stânga? Da. Deci cine sparge balonul din stânga are 100 de lei. Ok. Să vedem ce are Bogdan în balon. Uite cum a rămas banul. N-am pupat banul, am făcut așa în aer. Microbi și alte cele. Ai câți bani? 200, a? Am, frate, pentru că meritam. Să vedem ce are Danu. Tot 100 are. Am făcut și eu 200. Frate, nu vrei. Nu vrei să-ți dau pe ăștia 50 și îmi dai pe 100? Așa, așa. Mai avem în joc 50 de lei, ultimul balon, cel câștigător, sau egalitate. 50, mă. 100, mă, aia. 50, mă. 100, mă, coaie, ce bani ai în buzunar? 50 de lei. 50 aveam. Oh, dar s-a spart balonul. S-a spart balonul. Ce-a căzut de acolo, s-a deslipit? Cine, mă? Băi, eu n-am văzut din spate, iar mă furi. Băi, mă fur în continuu. Ai dat în aia și a căzut balonul, s-a deslipit din scoș, s-a spart jos în iarbă. Băi, mă fur, pune balonul înapoi. De bani încoace. Să vedem acum cine este câștigătorul. Băi, nu era fărăciune, mă, frate. Băi, dar nu era 1 milion aici, mă? Care, mă? Uite, mă, cum, ți-am luat și bani acum, vreți? Băi, după ce că m-ai furat la aia, a căzut balonul, s-a spart în iarba asta, s-a spart balonul. Când am dat cu mingea, zi. Nu? Bă, n-ai avut 50 de lei? 50 de lei. Cum? Eu am fost banii la ta, n-au fost banii la mine, mereu faci așa. A, bine, bă, e 250. Și eu tot 250. E bine. Egalitate. Fii atent aici, Badane. Mai sunt 1000 de lei. Așa. În joc. 250, 250, 500. Da. Și acum pun bani în toate baloanele. Nu mai las niciunul gol, că m-am săturat să mă duc după minge. M-am dus de 100 de miliarde. Dar recunoști că m-ai furat? Ce, mă? S-a spart balonul iar, bă, n-ai dat în el, am văzut cu ochii mei, cu ochii mei ăștia. Era în spatele panoului și a văzut. Băi, dacă am văzut balonul, dar nu mă uit pe filmare, Danule, că mă fur mereu, mă fur. Și zice lumea că eu fur, tu ești la care fur. S-a spart balonul mai greu. Bine, hai, pune-le pe toate, le numerez din prima. Băi, fii atent, bani în toate balonele. Da. Câte 100, câte 200 mai țin cont. Da. Suntem pregătiți pentru cea de-a doua rundă. Eu dau. Fii atent, nu, tu ai dat tu primul. Tu ai dat și ăla banii că l-a căzut jos, bă, mă fur în continuu, cine a dat? Păi nu mai mă fura. Hai, bine, gata, du-te tu. Tu n-ai dat, după ce m-ai furat cu aia când a căzut banul și s-a spart în iarbă, mai mă fur și acum eu primul. Da, mă, păi, dar nu știu ce video ăsta am. Acolo trebuia... pe... Nu eram ăla care trebuia să fur, ce ai azi? Acolo pe zid avem 10 milioane, ultimii 10 milioane, 5 avem noi deja strânși. Am pus câte 2 milioane într-un balon, 1 milion într-un balon, adică acolo e leacă de noroc. Dacă dai la 2 milioane, zic că te-ai dus bombă. Hai. Uite-mă, bă! Unlucky. L-am betonat alea. Am ca prima dată, mă, să băi, nu se poate, mă, frate. Am zis, mă, că dacă se sparge balonul și cade din el, atunci ai banul tău, cum ar veni. Oh, dar de ce faci, o fentă. De ce faci, frate, mă, Gări? Șansele, băi, băieți. A avut emoții. Păi da, am zis că dă bou în ea. Să vedem ce sumă a... 200! Am luat 200 de Badane, fii atent. 100 cu 100. El. 200. Am început să iau avantaj. Vedem aici suma câștigată de Bogdan. Venim așa ușor, ușor, stați liniștit. Din nou să vedem suma. Ușor, ușor. V-am zis, ușor, ușor, da. Acum trebuie să dăm iar mingea peste ăla, că le-am dat până de jos. Ce ți-am zis? Oi, să vedem din nou suma. Aerul. Ușor, 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 ușor. Ce ziceai, mă, Danule? M-ai depășit. Normal. Hai, mă, nu cred. Foarte aproape. Băieți, ziceți-mi voi acolo în comentarii că Badan nu e acum aici. Dacă m-a furat cu 50 de lei aia și cameramanul râde, nu știu de ce. Dar a avut de-o pe filmare când editez acolo. Ați văzut? Oh! Bă, dar vezi că l-a spart banul nou!
Vedem aici încă 100. Preia avantaj. Bă? Ce cum? N-aud. Nu prea aud. Hale, mai am bani, frate. Oh. Iar a luat fraierul. Sus, sus. Iar a luat fraierul, suta. Are un buzar gol, nu mai încă bani. Ba, început cu astea acum. Nu mai ești să mai faci. Nu mai ajungi la nasul. Zi-mă tu, mă, eu am locul tău, fii atent, dacă eram în locul tău, ziceam, ia-mă, dar le bani din balonul ăla. Dă-i drumul de aici. Cine țipa? S-a spart balonul, să dai înapoi câteva minute să pui replica asta pe care o ziceai. Da, mai dreptate. Așa. Cât te-ai de ureche acum. Opa! Parcă prea! Vedem! 200, băi! Măcar am luat jackpot-ul. L-am luat, să-mi bat piciorul în el, că nu mai pot. Am transpirat, m-am dus după mingi din triliard de ori. Oh! Replica! M-am trecut cu 50 lei și am zis, băi, nu se poate și trebuia să, na, să pun aici. Bagă! Ai, ai! Banii, mă? Da! Au! 50 la frate. Așa. Și cu asta s-a încheiat challenge-ul, e ultimul balon. Da. Hai să facem remunerația, să vedem cât avem. 7, 850. Am câți bani am pierdut să mă bat în mamă. E dar bine. Nu contează, urmează vlog cu bani și la tine pe nu fac. Nici nu mai vreau. Vedeți, băieți, cum face când e vorba de bani? Nu fac, așa rămâne. Vrea el un aparat din ăla de care își fac o leacă de muș și fix 8 milioane. Și ce ai zis? Aoleu, chiar! Chiar mă, 850. Perfect. Ai și bani de drum. Vreau să mai iau un din ăla de abdomene dacă tot sunt la regim și așa să mai fac seara pentru că îți bune. Așa par fraierul la zi. O, timp, chiar mă, nu mi-am dat seama. Bă, da, ce bun. Nu mai fac ceva că vreau să mai iau ceva. Ce mă? De Adidas mai. Ești de aici, mă, că nu mai fac nimic. Am apucat să strâng aici și mă direct ca să mă culc când mai pot după turne. Fratele vostru forță. Ăsta a fost vlogul, băieți, cu, nu știu cum să zic, zidul cu baloane, zidul cu bani, zidul cu nervi în primul rând, bineînțeles, m-am zis de 100 de ori. Zidul cu fericire. Zidul normal cu fericire. Ăsta a fost challenge, băieți, apăsați butonul de like acolo, număr cât mai mare, la 25.000 de like-uri facem partea a doua. Supărat, așa, nu știu. Da, m-a luat alea cu nervi la stomac, în primul rând, că acum rămân flământ. Bine, mai am bani și nu mă plâng, nu-i vorba de asta. Pune și pe ăștia pe zid aici. Ești de aici. Ăsta a fost vlogul, băieți, Bogdan. Dați like, forță, vă pupă fratele vostru. Bogdan acum a părăsit scena, îi mulțumesc lui Mihai că a venit să ne filmeze, dar în fața voastră până data viitoare vă pupăm, ceau!